dimineața. Nu știu cât de clar se vede. Lumina nu e foarte ok. Bate puțin vântul. Eu am ieșit la alergat. Am ieșit la alergat pentru că m-am îngrășat. Am făcut o imagine chiar acum. Și am zis că e gata. Asta e momentul decisiv. Ies la alergat. Vreau să ajung undeva la 85 și vreau în 4 săptămâni să fac pătrățele. Mi-ar place foarte mult, nu am mai avut cred că din liceu. Și cred că mi-a așa de tare bine. Așa că dimineața la 5 și un sfert ies la alergat. Am să postez câte un vlog în fiecare săptămână cu rezultatele de la sfârșitul fiecarei săptămâni, de fapt cu progresul pe care îl voi face pe parcursul unei săptămâni și câteva exerciții ce am să fac. Știu sigur că ies dimineața la 5 și un sfert la alergat. După cum se vede acum alerg din mărup, dar merg acasă, la 7 trebuie să fiu la muncă, până la ora 12 vin acasă și fac și câteva exerciții. În prima săptămână mi-am propus să fac câte 100 de flotări în fiecare zi, 100 de flotări, să fac cât de multe exerciții posibil pentru abdomene, nu pentru abdomene, pentru abdomen, cam numai unul. Cu în legătură cu dieta, nu o să fie mare lucru, nu vreau să consum proteine, în principal am să consum orez, mazăre, broccoli, nimic în ulei, nimic prăjit, pește și piept de porc. Dacă sunteți curioși să vedeți care o să fie rezultatul, că și eu sunt foarte curios, habar n-am dacă o să-mi iasă combinația sau nu, vă invit să rămâneți aproape, dați de pe acum un like și un subscribe ca să vedeți și celelalte videoclipuri. Când o să le postez, să primiți acolo notificări. A, da, trebuie să activați și notificări. În fiecare zi mi-am început ziua cu un pahar de apă cu lămâie. Ajută la arderea grăsimilor, plus că am început să mă obișnuiesc cu el. Ziua 2, am ieșit iar la alergat. Am ajuns în parc. E greu. Dimineața e greu. Nu, organismul meu nu e de acord cu schimbarea pe care vreau să o fac eu. Nu mă ajută nici ficat, nici pancreas, nici lămâni, nici nimic. Nimic. Plus că mi-este foarte ușor să-mi găsesc scuze să nu ies la alergat, să nu fac exerciții, mi-este foarte greu să mă trezesc. E greu tare, e oribilă trezirea și mai ales plecatul de acasă. Sunt foarte tentat să mă așez pe canapea, să lasă cu dări de palmi, cu insulte, așa, mă cert cu mine vreo 10 minute, e greu tare. Nimic dincolo de lumina asta, era să-mi las familia într-un stâlp. Bine că n-am făcut-o. Sunt etichetul meu. Ești pregătit? Da! Hai! Una! Două! Cinci pe! Haide, împreună, câteva genoflexiuni. Hai,
Și cu ăsta mi-am propus eu să-l fac în fiecare zi, folosesc lapte de migdale, ou, cereale și fructe. Puteți folosi ce fructe vreți voi, cu cât mai aromatic, cu atât mai bun shake-ul. Mănânc de 4 ori pe zi, iar a 5-a masă prefer să o înlocuiesc cu shake-ul ăsta, sperând că nu o să prindă de burtă. Au, 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 picioarele! Am o febră musculară. Vai, vai, curios e că la piciorul drept am febră mult mai mare decât la stângul. De parcă aș fi alergat cu dreptul, stângul l-am lăsat acasă. Nu contează că-i ploaie, că-i vânt, bișocul rezistă. Păi cu alergatul, dar bate vântul, nu cred că s-aude vreo ceva. Sau s-aude la fel cum văd eu în fața mea. Mă duc acasă și bag acolo exerciții. Hai la drum. Iată-mă din nou aici, între boscheți. Un pic bun, chiar bate vântul dacă mă ridic. Nu știu dacă s-aude, dar chiar bate vântul. Așa că prefer să stau jos, să ne înțelegem 30 secunde, un minut. Am venit în același parc, nu la aceeași oră, am fost ulea cam leneș. Am ieșit la 5.20. Îndrăgolea că răsuflarea, fac exerciții și după aia înapoi spre casă. Vedem imediat. Tot îmi spun, pieptul în față, cocoșel, pieptul în față. Uite, uit mereu, ajung să alerg așa, umeri în față, cocoașă și încep să mă ia iar durerea. Nu știu, habar n-am ce aici, dar înțeapă în partea asta așa, înțeapă destul tare, durează vreo 5 minute până mă lasă, nu aștept să mă lase, tot îi dau la ficat. Da. Haideți să m-am mai lăsat. Îi dau înapoi cu jogging-ul.
dimineața, ziua 6. Astăzi este ziua în care am reușit să alerg de acasă până în parc fără să mă opresc. Pieptul în față, cocoșel exact cum mi-am propus și n-am mai avut nicio durere. Și ca să o fac mai, ca să fac treaba mai dificilă, din mâine am să alerg cu greutăți în spate. Probabil am să-mi iau un ghiozdănel cu 5 kg pentru început. Bun, mergem, tragem puțin de o bară de alta și mergem acasă să ne facem exercițiile. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and... Mamă, ce m-am enervat. Trăgeam eu liniștit de bară, 5-6 tracțiuni cât fac eu. Și era o tipă care râdea de mine că fac numai 5 tracțiuni, dar n-ajung eu în 30 de zile să fac 30 de tracțiuni. Iar arăt eu ei atunci. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's make it different. I want the crown, don't get it. You hear me? I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, pinning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right. That's the thing. Every night got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I'll win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it, yeah. To see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Viitorii halterofili și au micul dejun, ne uităm la discursuri motivaționale. Și cam gata cu exercițiile pe azi. Ziua 7. În ziua 7 o să dăm 5 kg jos. Fiți atenți. Gata, am dat 5 kg jos. Am cărat 5 kg în spate, mă simt destul de curajos. Ideea e că ieri când am spus că o să car 5 kg în spate, eram pe azi doar 5 kg. Astăzi, când le-am avut în spate, s-o simți de parcă aș fi cărat un vagon de tren. Dați așa ca să mă credeți că am avut cele 5 kg. Te auziți? Și am un disc de 2,5. Și ia să vedem celălalt. Câte kilograme are? A, stați așa. Tot 2,5. Ok, deci am avut 5 kg. Plus acolo perna, încă jumătate de kilogram. Da, îl împachetez înapoi, mă duc acasă și am să încerc să compensez lipsa exercițiilor din dimineața asta cu exercițiile de după amiază. Ne vedem imediat. Stați, azi e ziua cea mare. Astăzi mă cântăresc, astăzi vedem dacă am făcut vreun progres. Eu mă simt mai fit, dar când pun mâna aici, nu simt nicio schimbare. Mă simt mai plin de energie, cel puțin în timpul zilei, de când am început să ies dimineața la alergat, mă simt plin de energie. Da, ne vedem imediat. Slab, pentru că slăbiciunea mea sunt gogoși. Bun, e bun, poftim, uite, ia și tu amândoi, suntem niște slabi. Nu m-am putut abține, guguși cu banane, un plus căpșuni. Ce o să-mi crească burta dacă o sunt tot așa? Ziua 7, am cedat. Dar numai pentru puțin, două, sunt mici, nu sunt mai. Imediat după ce am conștientizat păcatul pe care l-am făcut, mi-am zis că nu-i bun. Trebuie să trag de două ori mai tare decât aș fi tras în mod normal. 22. Asta e pentru prima gogoașă. Și pentru a doua gogoașă mai avem de băgat. Gogoașă.
Seara, la ora 10, chiar înainte să termin vlogul și chiar înainte să termin prima săptămână de exerciții pentru pătrățele, am servit ultima mea masă pentru ceva timp. Bănuiți de ce e ultima masă? Rămâneți aproape și o să aflați imediat. Ok, deci m-am cântărit și am 89,6 kg. Adică am slăbit într-o săptămână 1,2 kg, într-o săptămână în care am ieșit la alergat, am făcut exerciții, da, e ok, nu-i rău, ținând cont că nu am depus efortul maxim pentru a slăbi, e ok, dar în ritmul ăsta n-am să ajung să-mi fac eu pătrățele în 4 săptămâni în niciun caz. Așa că următoarea săptămână mi-am propus să o încep cu un fasting, sau cum ar zice bunica, am să mă înfometez. Nu voi mânca absolut nimic timp de 48 de ore, am să beau apă, cât de multă apă, eu mi-am propus să beau cam 4 litri pe zi și să văd ce rezultate o să-mi dea fastingul ăsta, comparativ cu regimul pe care l-am avut în vlogul de astăzi. Așa că, mai așteptați o săptămână, am să mai postez un vlog în care o să vedeți cum a decurs fastingul, cât de greu mi-a fost și cum am revenit după aia la dieta normală. Asta a fost vlogul de astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit, lăsați un comentariu, spuneți-mi ce credeți despre toată nebunia asta și dacă v-a plăcut, lăsați-mi și un like, dați și un subscribe și un share. Vă mulțumesc, ne vedem data viitoare și până atunci, zâmbiți că nu doare!